Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc, invitatul meu din această seară este domnul Gheorghe Vlase, candidatul formațiunii politice Restart România pentru funcția de primar al municipiului Buzău. Domnule Vlase, vorbeam la sfârșitul primei părți, le promiteam telespectatorilor că o să vreau să vă întreb ce considerați că a fost făcut la nivelul municipiului Buzău nepotrivit, prost și bun? Dacă e o perioadă de 30 de ani, să zic, la total, nimic nu este în regulă. Dacă o iau și împart pe categorii, pot să spun că parcă domnul Toma a mai făcut ceva. Și sunt convins că n-a putut să le facă pe toate, dar înaintea dumnealui a fost dezastru. Adică nu s-a făcut nimic în Buzău. Buzău a rămas în urmă rău de tot și pentru acest lucru plătim noi aceste costuri mari. Pentru că omul ăsta încearcă să facă ceva și nu reușește. Dar are foarte multe lucruri de făcut și nu știu dacă are cantitatea de bani necesară sau are sursele necesare să facă ce aș putea să fac eu. Eu merg pe costuri mici. Eu sunt specialist în costuri. Eu nu cheltui bani aiurea. Probabil domnul Toma, din cauza faptului că a lucrat cu foarte mulți bani, nu e o problemă la el. Rugăminte, vorbim despre primarul municipiului, da. Nu despre candidat, ca nu, să nu fie nu. Niciun fel de problemă. Nu fac niciun fel de critică acum, sper că observați, dar eu aș lucra cu costuri mult mai mici. Unde aș lucra la costuri? Spre exemplu, la asfaltare. Aș cumpăra utilajele din America și aș face toate străzile cu acel utilaj, fără să mai consum un gram de materie primă decât acea substanță care se folosește pentru injecție, pentru a lipi asfaltul. Păi, da, dar avem stație de asfalt, deci. Avem, eu așa aș face. Aș reduce costurile foarte mult la apă canal. Respectiv, aș lua formula de calculare a costului și m-aș orienta acolo cât de mari sunt cheltuielile de a ajuns apa aia așa de scumpă, cea mai scumpă din țară. Da? Acolo aș reduce foarte mult. Pentru că este de redus. Asta în urma unei analize. Analize, sigur că da. Aș reduce costurile cu lucrările care se fac și vă spun cu siguranță că sunt multe lucrări care se fac cu bani mulți, dar de tot. Pentru că așa se întâmplă. Nu poate să-i verifice nimeni. Nici domnul primarul ăsta să-i verifice acum. Deci, când se face un cost, toată lumea vine cu hârtia lui. Domnul primar, ce să fac acum? Eu m-aș apleca mai mult asupra acelor costuri. Vă referiți la ce se face acum ca și infrastructură? Exact. Și m-aș apleca mai mult asupra costurilor pentru că sunt prea mari. Sunt uriașe. Multe dintre ele sunt uriașe. Se pusează foarte mulți bani acolo, iar eu, fiind economist și specialist în costuri, știu fiecare materie primă și material cât costă el de la societate, direct și de la magazin și cu cât l-a introdus acolo un lucru. Și vă spun că această analiză nu va lipsi niciodată. Prima chestiune care aș face-o când vine costul unui produs, i-aș spune, adum lista cu materiile prime și materiale, da? Adum lista cu salariile și adum cu tare. Și îi spun imediat care e treaba. Asta ar fi la lucruri nepotrivite. Da. Lucruri proaste sunt făcute în municipiul De la un timp încoace nu pot să reclam că sunt. Eu vreau să fiu obiectiv, nu vreau să-i creez unui om care a făcut ceva în acest oraș senzația că am venit eu acum să-i spun nu știu ce chestii. Nu îmi plac lucrurile astea. Omul a lucrat, a muncit și e muncitor. Dar are foarte multe de făcut și multe îi scapă. Și atunci trebuie să mai fie cineva lângă el sau, mă rog, să fie un om cu multă experiență pe care trebuie să-l asculte, să reducă mult din toate costurile care sunt pe oraș și, bineînțeles, din toate lucrările inutile care se fac în oraș, că sunt și lucrări inutile care se fac în oraș. Da? Păi, am înțeles că se cumpără o grămadă de flori, de toate neamurile, de toate chestiunile astea. Nu știu dacă e rău să facem lucrul ăsta, dar la cei care le cumpără, a trebuit domnul primar să fie mai atent la ce costuri le cumpără și de unde le ia. Lucruri bune? Lucruri bune, asfalta străzile, e ok, omul, da? Este un bun manager, are capacitate de muncă foarte mare, îl apreciez foarte mult din punct de vedere. Dar vă spun dumneavoastră și nu mă laud, eu aș fi mai bun la costuri ca el și aș cheltui mult mai puțin.
Bun, am rezolvat cele trei lucruri. Ați vorbit despre spital, ați vorbit despre ce ați face pentru tineri. Dacă ne gândim la copii și adolescenți, cum vedeți că ar trebui, dacă există lucruri care ar trebui rezolvate în acest sens? Da. Copiii noștri au o problemă când intră în școală sau când începe cursurile de la clasa 1, de adaptare. Vine din fiecare familie cu fel de fel de nivel de educație și trebuie neapărat să te adaptezi la școala care este acolo. Eu aș înființa în școlile buzoiene o oră de psihologie pentru copii. Respectiv, toată puterea unui individ stă în partea psihică. Nu stă într-altă parte. Nu-i trebuie nici forță fizică, nici altceva. El este un tip inteligent, dar dacă psihologic este slab, nu poți să faci nimic cu el. Trebuie întărită linia psihologică a copiilor și vor ieși niște oameni puternici, adevărați, bine educați și bine centrați pe ceea ce trebuie să facă. Orele de psihologie, lămurirea lucrurilor care le are el neclare și întărirea spațiilor care trebuie să-l pregătească pentru luptă, în ora de psihologie se face. Eu așa aș face în fiecare școală, la fiecare oră de psihologie, aș avea 2-3 pe și aș pregăti de fiecare dată, pentru că mulți dintre ei sunt puțin dezorientați, deși sunt copii foarte buni. Ei au un nivel de inteligență mare, dar psihologii sunt căzuți. Da. Cum credeți că va fi campania? Pentru că suntem obișnuiți cu tot felul de variante de campanie. Care mai liniștită, care mai învolburată? Dacă încep atacurile urâte, eu nu mă bag în ele. Nu vreau să atac pe nimeni, nu mă interesează chestiuni de genul ăsta. Eu sunt un om care nu-mi plac scandalurile. Am fost forțat să intru în anumite scandaluri ca să-mi apăr propria familie și interesele mele. Dar de altfel urăsc scandalurile și nu vreau să aud de așa ceva. Eu le spun celor care încep aceste scandaluri și nu au argumentele clare și nu au dovezile clare să nu mai facă lucruri de genul ăsta, pentru că este foarte urât. Dacă aș fi ca populația din acest Buzău, aș respinge acest mod de acțiune. Îi toarnă primarului în cap fel de fel de lucruri care multe dintre ele nu sunt adevărate. Și vă spun că nu sunt adevărate. Nu este în regulă. Nu este în regulă. Asta din dorința de a-i rupe din procentul mare, bănuiesc, pe care îl are. Asta este. Vezi, poate vii cu altceva mai interesant. Vezi, poate vii să lămurești oamenii aia cam cum ai lucrat tu sau cum ai face tu sau cum ai umbla la multe lucruri. Fără să arunci cu noroi acolo. Pentru că nu este în regulă. Știți cum se zice la Biblie, nu scoate sabia, că de sabie vei muri. Deci las-o așa cum a picat și nu umbla să derutezi populația, că este o derută a populației, spunând fel de fel de lucruri urâte despre un om care nu se știe dacă este așa sau este invers. Bineînțeles că asta e reciprocă la toți candidații, mă refer numai la actualul primar. Nu vreau să apăr pe nimeni, dar eu îndemn la civilizație, îndemn la lucruri serioase și la lucruri care trebuie să făcute. De aici pornim noi cu lucruri sănătoase, dacă ne comportăm civilizat. Iar populația va aprecia. Uite, îmi place omul ăla, că e mai nu știu cum. Dacă se vor lua și se vor încăiera în felul ăsta, eu o să pătrund ușor printre ei, probabil că populația asta vede că este un om care vorbește numai despre economie, e liniștit, nu atacă pe nimeni și probabil că în final voi ajunge eu. Da, e un mod de a gândi. La alegerile precedente, Restart România a avut un rezultat foarte bun. Cum credeți că se va întâmpla anul acesta și de data aceasta și cum credeți că va arăta electoratul Restart România? Electoratul Restart România nu este nici al PSD-ului, nici al PNL-ului, nici al USR-ului. Este electoratul Ramonei Ioana Brunsil. Această doamnă, care este foarte plăcută publicului buzoian, care a luat la Buzău 7500 de voturi la prezidențiale, nu vă vine să credeți, și nici mie nu mi-a venit să cred, este o doamnă foarte serioasă și vrea cu toată puterea ei să lupte pentru acest restart al României. Are o forță interioară extraordinar de puternică, este o doamnă foarte blândă și are un suflet foarte, foarte puternic și cum să vă spun eu, foarte curat. E o femeie curată.
când îți vorbește, îți vorbește din toată inima ei și nu încearcă niciun fel de lucru urât sau nu încearcă niciun fel de dezinformare sau nu știu. Îți vorbește foarte direct. Lucru care m-a atras și pe mine. Că eu nu mai eram de politic acum. Adică în sensul că mă cam plictisisem. Și m-a restartat doamna Brunsil pentru că nu m-a lăsat. A zis că eu sunt omul care aș putea să fac echipă cu dumneei, că a văzut la Buzău cât de serios am fost în toate acțiunile mele care le-am avut și că să merg mai departe. Ei, atunci am zis, doamnă, mai merg un ciclu cu dumneavoastră. Restartăm și duceți dumneavoastră mai departe acest mesaj. Sunt convins că acest partid va face o surpriză plăcută la Buzău. Sunt convins că mulți buzoieni care au votat-o atunci și au realizat pe cine votează, o vor vota atât pe ea cât și pe mine, pentru că și eu fac parte din aceeași categorie de gândire a doamnei Ioana Ramona Brunsil. Care au fost argumentele supreme în momentul în care vi s-a propus să vă alăturați Restart România? Argumentul cel mai puternic a fost faptul că eu nu sunt un om care am pete în viața mea. Nu am. Și atunci Restartul are nevoie de oameni de acest gen. Adică să nu fiu umblat prin fel de fel de oameni cu fel de fel de probleme, cu fel de fel de cercetări sau dosare penale sau furtișaguri de toate neamurile, și atunci ăsta este omul care trebuie să vină în Restart. Omul care nu are probleme de genul ăsta, care s-a dezvoltat singur, care luptă pentru viața lui și a familiei lui, care este iubitor de patrie și de semeni, pentru că dacă nu ești iubitor de patrie și de semeni, nu înseamnă nimic. Acel egoism nenorocit care este, domne, să am numai eu și să fiu eu nu știu ce, nu dă roade. În final te duce la vreo boală, te duce la vreo nenorocire. Nu merge. Sunt cazuri în istoria omenirii în care oameni care au zis că devine ei Dumnezei au sfârșit cum au sfârșit. Deci asta vă spun, că ăsta e modelul Restart. Este un om care vrea să modifice mentalitățile unui stat venit din comunism și care oamenii încă nu s-au obișnuit cu un anumit mod de lucru, cu un anumit mod de civilizație, să mai zic, cu o anumită cultură a democrației și a lucrurilor democratice. Ei, asta vrem să facem. Da, sunt foarte, foarte multe lucruri pe care vreau să le vorbim. Ne vom mai vedea în această campanie. În momentul, spuneți că aveți deja un traseu bine stabilit pe străzile din oraș. Le veți împărți oamenilor flyere. Care vor fi primele lucruri pe care le veți spune? O să mă prezint cine sunt. Mulți dintre ei mă cunosc. Pentru cei care nu mă cunosc, o să le spun foarte clar că eu sunt personajul care vrea să candideze la primărie. Sunt de obicei un tip jovial, nu am niciun stil din ăla de aroganță, din aia prostească. Eu sunt foarte popular cu ei, vreau să dau mâna cu ei, vreau să vorbesc cu ei, pentru că de foarte multe ori eu am luat de la oamenii simpli foarte multe idei pentru viața mea. Sunt foarte mulți oameni simpli care au idei care n-au pătruns în mințile astea luminate, în ghilimele, ale celor din politică, dar care, dacă îi asculți, îți dai seama cam cum este viața cu adevărat, cum este viața reală, cum se fac lucrurile cu adevărat. Iar eu vă spun chestiunea asta pentru că eu sunt pornit de jos. Eu nu sunt un om, un parvenit sau un potențat din ăsta împins în față și creat artificial. Nu, eu m-am sculptat Dumnezeu bucată cu bucată până la această vârstă prin muncă. Și atunci la mine nu merge decât așa, în felul ăsta, uman. Domnule Vlase, stimați telespectatori, punem punct aici emisiunii noastre. Ne vom mai revedea până pe 27 cu certitudine, domnule Vlase. Vă doresc mult succes și să aveți putere în această campanie. Să rămână. Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Ne revedem mâine seară. Toate cele bune, o seară minunată. Vă doresc, la revedere!